Bine v-am găsit, stimați telespectatori, din secția sau din inspectoratul, din sediul inspectoratului de poliție județean Vrancea, unde o să stăm de vorbă cu domnul comisar șef Marinică, Claudiu Marinică, șeful secției, șeful serviciului rutier. M-ați ajutat, văd. Bine ați revenit la noi, domnule comisar șef. Vă mulțumesc pentru invitație, bine ați venit dumneavoastră la noi. Eu spun bine ați venit la noi în emisiune. Da. Domnule comisar șef, știu că au fost multe modificări în ultimul timp, probabil că toate se bazează și pe situațiile grave care se tot întâmplă. Cu siguranță. Și vedem noi cu toții, nu? Cu siguranță, da. Ne vorbi și nouă despre modificările de lege. În cursul lunii iulie 2024, ordonanța de OUG 195 privind circulația pe drumurile publice a suferit niște modificări în ceea ce privește consumul de substanțe psihoactive, respectiv consumul de băuturi alcoolice. Aceste modificări legislative constau în faptul că o persoană care este solicitată în calitatea lui de conducător auto să fie testat cu aparatul drug test, respectiv etilotest, etilometru, aflat în dotarea serviciului rutier și a subunităților de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Vrancea, persoana este solicitată să fie testată, aceasta se supune. Dacă se supune. Dacă se supune, da. Ce faceți în cazul în care nu se supune? O să vă explic. Vă rog. Prima dată o să vă explic în cazul în care se supune testării cu aparatul etilotest, respectiv drug test. În cazul în care avem o valoare pozitivă, în cazul aparatului drug test, orice valoare pozitivă, adică evidențierea unei substanțe cu efect psihoactiv ca urmare a analizării de către acest aparat a salivei printr-un kit de recoltare, în cazul în care avem un rezultat pozitiv, întocmim dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența psihoactivelor prevăzută de articolul 336 alineatul 2 din codul penal. Persoana este condusă ulterior la o unitate medicală unde sunt prelevate mostre biologice de sânge și urină pentru a fi analizate în vederea stabilirii dacă aceasta se afla sau nu sub influența psihoactivelor. În cazul aparatului etilotest-etilometru avem dacă avem o valoare de până în 0,10 inclusiv, ca urmare acestor modificări ulterioare, persoana după un sfert de oră, dar nu mai mult de 20 de minute, va fi retestată, se va lua în calcul valoarea cea mai mică indicată de către aparatul etilotest sau etilometru. Valorile care depășesc 0,10, respectiv începând cu 0,11 până la 0,40 inclusiv, reprezintă contravenție. Acestea, în cazul unui asemenea rezultat, persoana nu va mai fi testată de două ori, se va lua doar testarea de bază, are posibilitatea subiectul de a solicita prelevarea mostrelor de sânge în vederea stabilirii valorii din sânge la momentul respectiv. Fapta este prevăzută ca și contravenție. Se suspendă dreptul de a conduce 90 de zile. Și în cazul ăsta, domnule comisar șef, în cazul ăsta, în momentul în care se dă carnetul, carnetul se dă pe baza unui nou examen? Sau pur și simplu îi se dă carnetul? Deci, nu. La rezultatul pe aparatul etilotest până în 0,40, se suspendă dreptul de a conduce 90 de zile, dar se susține o testare pe perioada acestor 90 de zile, iar persoana, dacă a promovat testul de 13 întrebări din 15, rămâne perioada de 90. Dacă nu l-a promovat în aceste 90 de zile, perioada se majorează cu 30 de zile. Deci este tot pe baza unor întrebări. Da.
Dar cei care nu se supun, de exemplu, am văzut eu cu ochii mei, persoane care făceau scandal polițistului că nu vreau să se testeze. Deci persoana care nu se supune testării cu aparatul drug test, însă este de acord să îi fie prelevate mostre biologice, merge la unitatea medicală, refuză într-adevăr aparatul drug test. În cazul în care este de acord să meargă la unitate medicală pentru a fi prelevate mostre biologice de sânge și urină, merge la unitatea medicală, la fel ca și în cazul în care a fost de acord să fie testat cu drug testul, se sigilează trusa și este înaintată serviciului de medicină legală, care în 72 de ore trebuie să ne trimită rezultatul mostrelor. 72 de ore. Mă scuzați, permisul este suspendat. Permisul este retras. Retras, nu suspendat. În cazul, da, este retras. În cazul în care vom avea o valoare pozitivă, persoana va fi anunțată de către Inspectoratul de Poliție, de către Serviciul Rutier Vrancea, despre rezultatul testelor venite de la SML. În cazul în care rezultatul va fi pozitiv, procedura este aceeași, se întocmește dosarul penal. În cazul în care va fi negativ, îi se restituie permisul de conducere. Da, domnule comisar șef, știu că au fost foarte multe discuții pe tema medicamentelor pe care le ia, eu știu, unul, le iau persoanele respective. Asta nu exista până acum, până acum o vreme. Oamenii luau, eu știu, de astea de dormit și așa mai departe. Se pare că și astea au influența asupra... Sunt foarte multe medicamente. N-avem voie să dăm nume de medicamente. Știu, știu. Sunt foarte multe medicamente care conțin substanțe cu efect psihoactiv, însă persoanele sunt, au obligația de a citi prospectul medicamentului pe care îl și-l administrează, ocazie cu care în prospect este menționat. Se evită sau se recomandă evitarea condusului... Păi asta așa este, chiar trebuie să o subliniem. Da. Nu pentru că vrea poliția, că într-adevăr un medicament care te face să dormi, ca să vorbesc așa pe înțelesul tuturor, poate a doua zi să dea niște reacții care să te împiedice să șofezi în mod... Adică nu mai poți să fii suficient de atent, ești mai lent în reacții și așa mai departe. Deci nu neapărat că sunt, da, echivalează cu momentul în care pedeapsa este aceeași ca și la consumul de substanțe psihoactive, adică li se suspendă carnetul. Da, și... da, procedura este aceeași în toate situațiile. Da, procedura este aceeași, însă în urma analizelor venite de la Serviciul de Medicină Legală, buletinul de analiză pe care îl primim este mult mai detaliat față de rezultatul aparatului de drug test. Și dacă se vede că, de fapt, toată treaba asta a fost în cauza unor medicamente, îi se înapoiază șoferului respectiv? Nu îi se înapoiază. Nu, nu îi se înapoiază. Procedura este aceeași. Însă este o diferență dintre un subiect care a consumat o substanță psihoactivă, gen... Mă rog... substanțele interzise, așa, da, droguri, da, mai pe înțeles tuturor, și o substanță medicală provine care provine dintr-un medicament. Dar dacă omul are rețeta cu el și spune... Nu contează. Deci, că foarte bine lasă, poți să iei, dar să ai rețeta la tine. Este deci obligația conducătorului auto, printre celelalte obligații pe care le au, de a verifica în momentul în care știe că este supus unui tratament medicamentos, nu mai discutăm de așa ceva, psihiatrii, Doamne ferește. Dar sunt mulți care, să știți, sunt, nu neapărat că au schizofrenie sau paranoia, sau nu, mai dar, zice, aici, dar au... Aici intrăm într-o altă sferă, întrucât aceste persoane aflate în evidența unui medic specialist de genul ăsta, dumnealor ne aduc la cunoștință periodic persoanele care nu mai îndeplinesc, bineînțeles, într-o permanentă comunicare, da, ne aduc la cunoștință urgent despre persoanele care
au, eu știu, li se stabilește un diagnostic de genul acesta și noi luăm măsurile... Deci nu are voie să șofeze în... Nu, 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 în niciun caz. Cei cu boli cronice, psihice, nu au voie să șofeze. Nu, dar... Dar vreau să sunt care șofeze, să știți. Da, nu aș vrea să cred acest lucru, pentru că noi verificăm periodic, atât la medicii de familie, cât și la medicii de specialitate, mai ales când discutăm despre astfel de afecțiuni. Și urmăm procedura legală, bineînțeles. Domnule comandant, comisar șef, spuneți-mi, vă rog frumos, în ultimul timp ați depistat multe persoane, mulți conducători auto, dependenți de substanțe de-astea periculoase? Și de alcoolici și așa, că și aia e o substanță periculoasă. Din păcate, numărul persoanelor care consumă droguri, substanțe psihoactive sau băuturi alcoolice este în creștere. Avem în primele 6 luni ale anului 2024 66 de dosare penale întocmite pentru consum de psihoactive. Iar numărul celor care au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice a fost de 244. Bine, dintre acestea multe sunt contravenții. Faptul urmărită ca și contravenție. Dar este... Dar, în momentul în care îl depistați că și pe un alcoolic și pe... îi luați carnetul pe loc? Da, bineînțeles. Deci se ia carnetul pe loc și nu mai are voie să mai facă niciun metru cu mașina. Nu. Și foarte bine. Foarte bine, pentru că au fost atâtea cazuri provocate de aceste persoane. Ferească Dumnezeu. Eu știu ce să zic. Slăbiciunea... Nu poți să acuzi. Inconștiență. Da, inconștiență. De cele dar la mai persoane multe tinere ați descoperit. Din păcate, cele mai multe persoane, cel puțin la psihoactive, nu avem o medie de vârstă, dar persoanele tinere. Între 20 ceva de ani ați depistat? Între 20 și 30 de ani. Asta e foarte grav. Bineînțeles, foarte grav. Este foarte grav. Da, repet, aici e vorba de inconștiență. În afară de faptul că acest consum de substanțe psihoactive ar trebui încă evitat, nici nu ar trebui să se gândească un tânăr la așa ceva, problema este că se și urcă la volan. Aici este marea problemă. Dar vedeți, tot o problemă foarte mare, și am auzit că drogurile astea, ferească Dumnezeu, bat în lemn, nici nu-mi place să pronunț cuvântul, sunt foarte scumpe. De unde au copiii ăștia bani? Încă mulți sunt... Îmi pare rău că spun, dar și printre studenți, eu am întâlnit un băiat excepțional, a fost în liceu și a ajuns vai de capul lui din cauza acestui. Acest lucru nu aș putea să-l menționez, dar... Că se leagă una de alta, adică cu tot felul de consumatori, de... Probabil aleg în loc să-și cumpere o carte sau altceva, aleg această cale. Care este groaznică pentru viitor. Da, care este... ca într-un labirint, din punctul meu de vedere, întrucât odată ce a intrat pe acest drum, nu va mai putea reveni la o viață normală. Oare? Să știți că am cunoscut foarte... cineva, domnule comisar șef, a venit o doamnă la mine acum vreo câțiva ani de zile, fata era în clasa 12-a, femeia a avut încredere în mine și mi-a spus, doamnă, ce mă fac, fata mea așa, așa, așa. Și fata, excepțional, un copil foarte bun, i-a povestit maică-s imediat că a fost la o petrecere, i s-a dat așa prima dată, nu știu ce, după aia a mai consumat o dată și i-a spus maică-s, mamă, ce fac? Că începe să-mi placă. Da. Și a dus o luptă fantastică. A fost conștientă, da. Și acum e medic, nu are nicio treabă. Dar vedeți, sunt situații... Un moment de slăbiciune, într-un moment în care... Prietenii, atenție, cercul de prieteni, de aici e principala problemă. Chiar, domnule comisar șef, contează foarte mult. Aveți copii? Da, am un băiat. Mulțumesc. Să vă trăiesc. Mare? Mulțumesc. 9 ani. E mititel încă. Da, poate lucrurile se mai rezolvă până ajunge el în liceu sau student. Da, contează foarte mult cercul de prieteni, anturajul. Și educația părinților. Educația părinților. Aici intrăm într-o altă sferă. Nu-i nimic. Copilul trebuie verificat. Nu? Bineînțeles. Adică avem o oarecare încredere, dar fiind copil... poate fi indus pe o cale dintr-asta
intenționat de terțe persoane și, neavând o experiență de viață în urmă, merge pe un drum greșit, fără, de multe ori, fără voia lui. Da, categoric. Este ferească Dumnezeu. Dar eu știu, au fost depistați, să știți, și copii tineri, adică copii sub minori care consumă droguri, din păcate. Da, probabil, aia da. Am, am văzut, am văzut în mass media. Da, 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 eu vorbesc da. Cu ce ne confruntăm noi. Da, da, da. Dar în ceea ce privește, eu știu, atmosfera de pe drum, modul de comunicare între șoferi, ce părere aveți? Că eu am trecut prin situații foarte neplăcute în care nu eram eu de vină și cu toate astea am fost înjurată și... Aici plecăm tot de la educație. A ne manifesta violent la volan sau față de o persoană care, probabil din neatenție, probabil să ne manifestăm violent, iarăși plecăm de la educație, plecăm de la comportament, plecăm de la, știu eu, mediul în care trăim. Sunt conducători auto care sunt implicați în diferite evenimente rutiere și recunosc, îmi cer scuze. Da, bineînțeles, da? Sigur. Sunt conducători auto care, cu toate că au greșit, nu recunosc și se manifestă violent. Avem și noi foarte multe sesizări de acest gen din trafic, de la diferiți participanți la trafic. Toată lumea se grăbește, timpul, dacă problemele... Nu înseamnă că le poți să devii tocan. Bineînțeles, știți? Bineînțeles. Dar vedeți că foarte mulți recurg la asemenea gesturi și de multe ori escaladează conflictele dintre ei și ajung chiar la... Bătaie, pe stradă. Exact, la manifestări violente. Recomand tuturor conducătorilor auto, mai ales conducători auto, să manifeste mai multă indulgență, să manifeste un comportament civilizat, pentru că, în afară de faptul că s-ar evita foarte multe situații, până la urmă grave, nu știu eu, nu am mai avea parte de fel de fel de filmări în trafic, ați văzut, comportament agresiv, nu am mai avea atâtea incidente, pentru că sunt situații în care un conducător auto, fiind intimidat de acest comportament, poate să producă un accident rutier. Asta am spus eu de mult. Care va avea niște urmări. Panică, exact, da? Exact. Da. Întrucât... Ați fost în Grecia vreodată? Nu am fost, nu. Știți de ce? Pentru că acolo, domnule, oamenii sunt foarte calmi, nu sunt semafoare în anumite, îți cedează trecerea. De exemplu, era o dată un blocaj că unul descărca marfă în fața unui magazin și era coloană. Nimeni n-a zis nimic, l-a lăsat pe om să-și descarce marfa. Ia să fi fost la noi așa, începeau niște înjurături și niște... Da, probabil, știți? Probabil. Da. Da, sunt diferite situații, repet, recomand... calm, recomand mult mai mult civilizație, ca să zic așa, când ne aflăm la volan și nu numai, și poate fi calitatea noastră de pasager într-un auto. Ar fi și cu siguranță am putea evita producerea unor accidente rutiere cu urmări foarte grave. Vedeți, acum Focșanul este foarte aglomerat. Încă nu s-au montat toate, cum se numesc alea, toate... Nu s-a dat drumul la acest inel, dar da, de circulație. Au început să se monteze, s-a lucrat foarte mult, nici nu se pot pune toată... Să zic că am întâlnit și, și la teatru și la... Oameni foarte educați. Și acum când am venit, eram în grabă și un domn mi-a făcut... Deci era senziratoriu, a fost odată acolo, da? Da, a fost, da. Dar oameni de bună cuviință, care... de adaptez după situație, eu așa zic, chiar dacă chipurile ceea ce vă spuneam, încalci legea, să zicem, calm. Dar dacă poți să descongestionezi circulația, încălcând legea chiar, încălcând, că nu e mare încălcare de lege, că ai trecut, bun, depinde buna cuvință, dar acum nu vă supărați că vă întreb, nu vă spun, că eu n-am... Sunt și polițiști care se adresează urât, nu numai pietonilor, și conducătorilor auto. Eu n-am întâlnit, trebuie să recunosc. Eu aș vrea să cred că nu mai există asemenea colegi de-ai mei care se adresează participanților la trafic prin adresarea de
cuvinte sau expresii jignitoare. Dar nu acum reacționați când cei din mașină au un comportament neadecvat. Am văzut și înjurături și amenințări. Și... Noi suntem obișnuiți cu situații de genul ăsta. Le tratăm cu calm, încercăm să nu dăm curs unor asemenea discuții, întrucât nu ajută nici persoana în cauză și cu atât mai mult pe noi. Dacă într-adevăr persoana respectivă are un comportament agresiv sau violent, aplicăm procedurile pe care le avem la îndemână, recurgem până la fiind cătușat, condus la sediul poliției. Ați avut situații? Am avut, dar foarte rar. Foarte rar, da. Deci oamenii s-au mai civilizat. De regulă, cetățenii au un comportament normal, firesc, se adresează lucrătorilor sau colegilor mei civilizat. Nu am avut situații, repet, revenim iarăși la educație. Da, nu, nu sunt situații, sunt situații foarte rare de genul acesta. Reprezentați un sector foarte important care presupune, eu știu, pierdere de vieți omenești și așa mai departe. De aceea, legile trebuie respectate de noi, în primul rând, stimați, legile circulației. Vorbesc că nu sunt făcute după ureche. Sunt făcute pe baza unor cercetări serioase și trebuie să le respectăm. Sunt situații când te grăbești. Mi s-a întâmplat și mie, mi s-a întâmplat și dumneavoastră. Asta e că oameni suntem, dar depinde și unde poți să-ți permiți să mai... Să știți că, spre exemplu, dacă ne raportăm la o situație gen trebuie să ajungi la București, vă spun din experiența unor cunoștințe, au accelerat, au călcat pedala mai mult decât ar fi trebuit. Și vă spun că la o asemenea distanță nu au reușit să facă decât vreo 20 de minute în plus, În minus 20 de minute. Cred că acele 20 de minute puteau să-i coste viața sau integritatea corporală. Și dacă mă întrebați pe mine, nu cred că se merită pentru 20 de minute pe care le-am... câștiga, să fim implicați într-un... Domnule comisar șef, problema este alta, că într-adevăr până la București sunt multe sate și ca să mergi cu 50 de kilometri și mergi clar în sate, chiar că n-ai dreptul să, n-ai voie să depășești nici cu un kilometru sau cum se numește, dar când ești în satul ăla ai tendința să mai recuperezi, pentru că altfel faci 1000 de ore până la București. Dar acum cu... mi s-a promis și se pare că chiar o să fie rezolvată această problemă prin apariția, prin terminarea autostrăzii. A7, da, da, cu siguranță. Așa am înțeles și... Cu siguranță la anul vom circula pe această autostradă. Să ne ajute Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, și ați observat, dacă acum 20 de ani... Dar și acolo lucrurile vor trebui... Bineînțeles. Legea va trebui respectată și pe autostradă, pentru că dacă avem autostradă, asta nu înseamnă că putem circula cu oricât dorim. Bineînțeles. Categoric, dar bineînțeles. Oricum, faptul că, nu, că poți să ai o viteză constantă este mare lucru. Da, da. Da. Condițiile de circulație vor fi mult mai legere, tot traficul greu se va muta pe această autostradă. Sigur, cu siguranță este un lucru extraordinar acest proiect. Eu am certitudinea că vom circula și anul acesta pe o porțiune. Da, și eu cred lucrul ăsta, așa se pare. Da. Se muncește din greu acolo, se lucrează, am văzut. Da, se lucrează intens. Eu cred că până la sfârșitul anului vom circula până la Buzău pe autostradă. Doamne ajută! Ei, și dacă vrei să mergi în continuare pe autostradă, mergi până la Mizil și acolo o faci undeva la dreapta. Da, bineînțeles. Da, și ajungi da. În autostrada București-Ploiești, exact. Mai nou pe acolo, mă duc și e chiar foarte bine. Da, se circulă, știu, am circulat și eu pe acolo. Da. Este mult mai lejer, într-adevăr. Domnule comisar, totul este o chestie, și șorofatul este o chestiune de educație, de bună cuvință. Clar, de respect față de cel cu care... mergi pe stradă cu mașina. Eu am văzut situații așa de, adică chiar revoltătoare, în care oameni care se înjurau, care depășeau și tot pe tine te trăgeau la răspundere, îți făceau semne vulgare,
înjurau. Nu se poate. Ăștia nu pot fi sancționați? Cei care înjură în trafic, cei care bineînțeles, creează problemele astea? Este vorba de o abatere gravă, care constă în comportament agresiv al unui conducător auto și, într-adevăr, primește o sancțiune, se suspendă dreptul de a conduce pentru 30 de zile, există. Eu vreau să vă fac un compliment poliției rutiere de la Vrancea, pentru că m-a venit o verișoară de la Ploiești și a fost oprită de un coleg de-al dumneavoastră și mi-a spus, dragă, dar ce băiat educat și nu știa unde să meargă, că venind, n-a mai fost de mult pe aici, mi-a explicat, dar am spus, de ce te-a oprit? Cred că n-am respectat, nu știu ce semn, dar nu știu de ce m-a oprit, dar omul a fost înțelegător, a văzut că nu sunt de aici, mi-a spus pe unde să o iau, mi-a zis să rămână, a fost foarte politicos. Asta, să știți că contează foarte mult. Bineînțeles. Contează foarte mult modul de agresabilitate și am mai povestit-o și o povestesc de 1000 de ori, apropo de comunicare, eram la Revoluție jos, în pasaj la universitate, se vindeau parfumul franțuzesc, ceea ce noi nu mai văzusem de nu știu când. M-am așezat și eu la o coadă mare, cei drept, și la un moment dat l-am călcat pe unul pe picior și ăla îmi spune, era așa, ești foară, nu știu ce, când m-am întors, într-adevăr, un tip mare, așa, și am spus, vă rog frumos să mă scuzați, la care omul, și dumneavoastră pe mine. Deci dacă eu îi vorbeam urât că mi-a făcut nu știu ce mi-a zis, deci comunicarea contează foarte mult și dacă ai greșit, tu cere scuze, pentru că toți greșim până la urmă, nu? Bineînțeles, mai devreme sau mai târziu, fiecare nu? Greșim. Dar trebuie să decorți civilizat în orice situație și, repet, serviciul rutier este unul dintre cele mai importante pentru absolut toată lumea și pentru cei de aici și pentru cei care tranzitează și pentru cei care vin din străinătate și așa mai. Dar nu mi-ați spus dacă ați avut, de fapt ați spus că ați avut vreo 60 de dosare pentru droguri, dar faceți o campanie dumneavoastră ca poliție rutieră? Bineînțeles, avem mai multe campanii în desfășurare cu birourile de profil din cadrul Inspectoratului de Poliție și atât în rândul conducătorilor auto, cât și în unitățile școlare, în mai multe instituții. Avem parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, adică de la nivelul nostru este toată deschiderea către populație, către cetățeni, în care le explicăm și le de multe ori îndrumăm. Am avut niște ochelari dintre ăștia pe care i-am folosit în campaniile electorale. Da, în campaniile de prevenire, da. Și le-am arătat atât conducătorilor auto în mod deosebit, dar și celorlalți cetățeni, efectele văzute prin acești ochelari ale consumului de substanțe psihoactive. Ce ochelari? Nu știu despre ce vorba. Sunt niște ochelari care îți induc efectul psihoactivelor prin a distorsiona vederea, prin... Dar cine folosește ochelarii ăștia? Deci, acești ochelari îi avem pentru, în aceste campanii... Ca să vadă... Da, exact, exact. Da, deci sunt... Precauție. Exact, exact. De au un rol informativ pentru cetățeni, pentru conducători auto și în campaniile de prevenire pe care le organizăm la nivelul inspectoratului, oprim cetățenii în trafic, conducători auto și îi întrebăm dacă au consumat vreodată substanțe psihoactive, dacă nu, persoanele sunt conduse la autospecială și le arătăm efectul psihoactivelor. Da, deci le puneți cu acest... Exact. Nu mai poți să vezi exact. Bine, nu da. Mai poți uitați să ce se întâmplă când consumi... Exact. Foarte interesant știu de apariția acestor ochelari, da. Când funcționează. Îi avem, cred că, e o perioadă de, cred că, 2 sau 3 ani de zile în care îi avem. Nu sunt în dotarea serviciului rutier, sunt în dotarea alte structuri, dar împreună cu colegii respectivi ne deplasăm la diferite unități de învățământ, v-am repetat, în trafic. S-a cam terminat emisiunea, vedeți ce vedea trecut? Dar veniți mai des, pentru că aveți cele comunicatele spectatorilor noștri și publicului în general. Repet, sunteți reprezentantul uneia dintre cele mai importante
secții, așa se, sau birou, structuri ale poliției. Totul este, stimați telespectatori, să ne interesăm și noi de tot ce apare nou în materie de lege de circulație și să știți că legea circulației se bazează pe bun simț, în primul rând, nu credeți? Pe civilizație, pe bun, bun simț, pe calm. E o formă de comunicare până la urmă. Pe omul îl cunoști în trafic. Eu mereu am spus asta. Pe omul îl cunoști în trafic, de modul cum se comportă. Vă mulțumesc, domnule. Și eu vă mulțumesc. Și vă mai aștept. Vă mulțumesc. Doamne ajută, la revedere. Să rămână. La revedere.